Binecuvântăm numele Domnului, slăvit să fie în veci. Să continuăm să privim în Cartea Sfântă o altă imagine a Împărăției lui Dumnezeu, un regat al păcii și fericirii. Scriptura compară Împărăția lui Dumnezeu adesea printr-o formă monarhică, în sensul că noi putem să înțelegem mai bine autoritatea unică a lui Dumnezeu cu cea a unui rege, decât cu a unei republici, fie a prezidențiale sau parlamentare. Dumnezeu nu poate fi comparat cu ființele din cer și cu atât mai puțin cu oamenii de pe pământ, chiar dacă ne-a făcut după chipul și asemănarea sa. El este desăvârșit, El este absolut, binecuvântat să fie în veci. Când vorbim despre un rege, trebuie să ne imaginăm mai mult decât cel mai bun rege. Dumnezeu, așa cum îl știm din Cartea Sfântă, este și Tată, este și un bun administrator, unul care are în vedere toate lucrurile din lumea fizică, din lumea spirituală. Acum vreau să privim la această dimensiune sufletească, prin ceea ce se va realiza în Împărăția lui Dumnezeu în planul păcii și fericirii. Aceste două atribute caracteristice a unei vieți bune, a unei vieți împlinite, se regăsesc împreună în Cartea Sfântă, fie sub aspect pozitiv al prezenței lor, fie sub aspect negativ al absenței lor. Pacea și siguranța, fericirea și prosperitatea au constituit visul umanității din toate timpurile. Imediat după expulzarea omului din grădina Edenului, a fost o dorință naturală, legitimă, spune, dat fiind felul în care omul a fost creat, după chipul unui Dumnezeu fericit să-și dorească fericire. Iar lângă această vocație naturală, dorință rămasă din ecourile prezenței protopărinților noștri în grădina Edenului, avem promisiunile divine și astfel Dumnezeu a întreținut din generație în generație această ofertă a unui viitor de pace, siguranță, fericire, prosperitate și orice altceva și-ar dori omul. Spune Scriptura prin Solomon, Cartea Eclesiastul, capitolul 3, versetul 11, că Dumnezeu a pus în om gândul veșniciei. Cu siguranță nu a unei veșnicii de chin, ci a unei idei de fericire. Dar tot acolo este scris că omul nu poate pricepe în întregime această lucrare, o veșnicie trecută, un prezent mereu în derulare și o veșnicie viitoare. Dar ne bazăm pe promisiunile divine, spune Scriptura în Cartea Profetului Isaia, capitolul 48, versetul 18, un cuvânt pe care l-a spus Domnul evreilor și ne-l amintește și nouă. O, de-ai fi luat aminte la poruncile mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu și fericirea ta ca valurile mării. E clar că aceste dimensiuni arată o abundență de pace și de fericire. Putem vorbi despre ele pentru că sunt o promisiune divină. Oamenii au încercat și alte forme de obținere a lor. Dar încercările tuturor formelor de organizare socială, politică, tuturor paradigmelor sau practicilor economice au eșuat. Singura speranță a umanității rămâne Împărăția lui Dumnezeu. Chiar dacă au fost oameni buni, relativ vorbind, și-au dorit pace și fericire pentru ei, chiar și pentru alții. Realizările lor au fost atât de mici și atât de scurte. Vă amintesc un cuvânt din partea lui Darius, scris în Cartea Profetului Daniel, spune Scriptura în capitolul 6, atunci când a adresat o scrisoare, un comunicat către Imperiu, zicea el, finalul versetului 25, pacea să vă fie dată
din belșug. Era dorința marelui monarh pentru un imperiu de la India până la Etiopia, cum spune Scriptura în altă parte, tot despre acest imperiu. Dar pacea n-a durat mult. I-a spulburat Macedon și fericirea. A lui Macedon s-a spulberat și mai repede. Și toate aceste sisteme, rând pe rând, au dat greș. Culmea este că umanitatea tot mai speră în împlinirea acestui vis. Și spunea Apostolul Pavel, citim din 1 Tesaloniceni, capitolul 5, un cuvânt care încă nu s-a împlinit. Versetul 3, când vor zice pace și liniște. Iată că acum pe pământ nu este pace. Se tem oamenii de izbucnirea unui conflict. Nu există pace între oameni. Dar această dorință a rămas în umanitate. Și își doresc să anunțe într-o zi că într-adevăr este pace și liniște. Sistemele militare, fie ele ofensive, defensive, diferitele forme economice, măsurile financiare, globalizarea, toate acestea țintesc spre obținerea acestui deziderat, va rămâne nerealizat. Pe pământ, pacea și fericirea, în mod absolut, sunt o utopie. În schimb, noi citim, referitor la speranța ce o avem în Dumnezeu, Roman, capitolul 14, versetul 17, cu referire la împărăția lui Dumnezeu. Și aceasta poate fi gustată în parte, încă de aici, în perspectivă, în întregime, atunci când va veni Domnul și totdeauna după aceea. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este în mâncare și băutură, adică fericirea nu vine pe izvorul acesta. Nu că aici pe pământ n-avem nevoie să mâncăm și să bem pentru întreținerea vieții. Dar nu sub forma aceasta va începe fericirea, ci în altă formă, în altă ordine, întâi neprihănire, apoi pace și bucurie, o echivalentă a fericirii. Și astea toate în Duhul Sfânt, nu în plan umanist. Tot aici spune Scriptura în Roman 15, versetul 13, ca și o rugăciune, o dorință a apostolului, Dumnezeul nădejdei. Fiind vorba de nădejde, anticipăm un viitor. Să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului Sfânt să fiți tari în nădejde. Adică să fim deplin încredințați că Dumnezeu va instaura un regat al păcii și fericirii, binecuvântat să fie Domnul în veci. El ne-a chemat, spus, veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Aici pe pământ primim o odihnă sufletească, chiar și fizic ne odihnim mai bine decât ceilalți, pentru că Dumnezeu ne dă pace și, cum spunea Ieremia, somnul fusese dulce, dar în eternitate ne va da cu adevărat pace și fericire în dimensiuni absolute. Pentru a evidenția diferența dintre ceea ce se poate obține aici, stările din lumea aceasta și veșnicia binecuvântată, cineva a avut imaginația și undeva la un local eclesiastic care are trei uși, a gravat pe una dintre ele un simbol al suferinței, pe alta un simbol al fericirii, evident, aici trecătoare, și pe cea din mijloc a inscripționat, este important numai ceea ce este veșnic. Noi în fiecare zi, în fiecare seară, putem să povestim o bucurie sau un necaz, dar nu se știe dacă ziua de mâine e tot ca cea de azi. Dar e bine că o zi nu ține mult. Sunt trecătoare și fericirea și necazul. Vine însă în împărăția lui Dumnezeu și aceasta este eternă. Slăvit să fie Domnul pentru ea. Pe pământ au fost oameni care și-au permis, regi, dar care în final n-au realizat mult.
Și ceea ce este mai evident e că n-au putut să facă fericiți pe cei din jurul lor. Chiar dacă ei aparent s-au realizat, adesea prin nefericirea altora, în final nici ei n-au fost pe deplin fericiți, dar n-au reușit să dea fericirea altora. În schimb, Dumnezeul nostru care avem de-a face este El în primul rând fericit și poate să dea fericire tuturor în bogățiile Harului Său. Amin. Vreau să privim într-o primă parte a dezbaterii noastre la două imagini ale regatului de aur. Pentru că aurul a rămas de-a lungul timpului acest simbol nu doar al gloriei, ci și a prosperității, a stabilității, pentru că foarte multe alte bunuri financiare, materiale, sunt instabile de-a lungul timpului. Să privim mai întâi în cartea Exod, capitolul 3, unde Dumnezeu promite evreilor o țară în care curge lapte și miere. Ei erau robi în țara Egiptului, munceau greu, erau supriți, copiii, printr-o politică demografică antievreiască, le erau omorâți. Și în acest context al durerii, al strigătilor care ajungeau până la cer, spune Scriptura aici, citim în 2:23, robia le smulgea strigăte care ajungeau până la Dumnezeu. Iisus a prezentat, îl cheamă pe Moise și scrie în 3:8, m-am pogorât ca să-l izbăvesc din mâna egiptenilor, să-i scot din țara aceasta și să-i duc într-o țară bună și întinsă, într-o țară unde curge lapte și miere. Vă rog să vă gândiți cum a căzut peste evrei vestea aceasta. Aveau ei promisiunile părinților lor, dar acum sosise vremea ca ei să fie duși în țara promisă. Drumul a fost întârziat de necredința lor pentru că iscoadele, cele 10, au mărturisit că într-adevăr este o țară unde curge lapte și miere. Numeri capitolul 13. Dar n-au avut credință și intrarea în țara promisă s-a amânat cu aproape 40 de ani. Totuși, Dumnezeu prin Iosua i-a dus și împreună au cucerit țara și spune Scriptura în cartea Iosua capitolul 21 că promisiunile s-au împlinit. Scoși dintr-o țară a durerii și duși într-o țară a fericirii. Dintr-un loc unde erau oprimați, într-un loc unde urma să fie liniștiți. Iosua 21, de la versetul 43. Astfel Domnul a dat lui Israel toată țara pe care jurase că o va da părinților lor, ei au luat-o în stăpânire și s-au așezat în ea. Domnul le-a dat odihnă de jur împrejur, cum jurase părinților lor. Niciunul din vrăjmașilor nu putuse să le stea împotrivă și Domnul i-a dat pe toți în mâinile lor. Din toate vorbele bune pe care le spusese casei lui Israel Domnul, niciuna n-a rămas neîmplinită, toate s-au împlinit. Cu siguranță în Împărăția Lui Dumnezeu, privind în urmă la tot ce e scris în Biblie, vom putea constata toate s-au împlinit, că Dumnezeu are putere să le împlinească. Dar ei, țara aceasta, n-au stăpânit-o așa cum plăcea Domnului și adesea și-au pierdut din nou pacea și fericirea și a rămas o dorință. A venit însă o altă vreme de glorie, de pace, odihnă, fericire. În timpul domniei lui Solomon a fost perioada cea mai bună a regatului lui Israel. Știți că la sfârșitul vieții lui Solomon, de altfel, s-au și dezbinat și perioadele de pace și prosperitate au fost rare. Ceva prin Asa, mai târziu prin Ozia, Iosafat, dar pentru perioade scurte și doar în parte. Despre vremea lui Solomon citim în întâia carte a Împăraților, capitolul 4. Aici avem o imagine pământească, dar din care putem să înțelegem cum va fi în Împărăția lui Dumnezeu din acest punct de vedere. Un împărat 4, citim versetul 24. Stăpânea peste toată țara, de dincoace de râu,
de la Tixah până la Gaza, peste toți împărații de dincoace de râu, și avea pace pretutindeni de jur împrejur, nicio amenințare. Se sculau evreii liniștiți, adormeau în pace, nu se temeau că năvălește cineva ca în vremea lui Gedeon și să le ia recoltele, că va fi vreo altă amenințare să le ia copiii robi, au avut odihnă. Pentru că așa a promis Dumnezeu. Citim în cartea 1 Cronici, capitolul 22, iată că din nou avem de-a face cu promisiunea divină care s-a împlinit. Aici este un cuvânt al Domnului care i-l-a spus lui David, 1 Cronici 22 cu 9. Iată că ți se va naște un fiu care va fi un om al odihnei și căruia îi voi da odihne, izbăvindu-i în mâna tuturor vrăjmașurilor lui de jur împrejur, căci numele lui va fi Solomon, pace. Și voi aduce peste Israel pacea și liniștea în timpul vieții lui. Să știți că ceea ce a fost atunci a fost doar un simbol pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru că și pacea aceea a fost trecătoare. Iată ce cuvinte a rostit Solomon. Citim Psalmul 72 cu privire la pace și odihnă. Și toate astea aveau de-a face cu un viitor pe care îl așteptăm. Căci evreii n-au ajuns la fericire înainte de noi. Psalmul 72, citim de la versetul 3. Munții vor aduce pace poporului și dealurile de asemenea ca urmare a dreptății tale. El va face dreptate nenorociților poporului, va scăpa pe copiii săracului și va zdrobi pe asupritor. Așa că se vor teme de tine cât va fi soarele. E vorba de o vreme mult mai lungă decât domnia lui Solomon. Și cât se va arăta luna din neam în neam, va fi ca o ploaie care cade pe un pământ cosit, ca o ploaie repede care udă câmpia. În zilul lui va înflori cel neprihănit și va fi belșug de pace până nu va mai fi lună. O promisiune pentru eternitate. În vremea lui Solomon, fericirea a fost ratată și spre sfârșitul vieții lui a început să-și piardă el fericirea, regatul să aibă probleme, poporul să fie asuprit pentru că nu a ascultat de poruncile sfinte așa cum Domnul le promisese. Era condiționată această stare binecuvântată. Să ne oprim puțin în cartea Eclesiastul pentru a vedea declarațiile acestui om care vorbește pe de o parte despre fericirea care a fost în vremea lui, fără precedent, dar și despre faptul că el n-a ajuns să guste fericirea, rămâne pentru viitor. Eclesiastul 2, citim de la versetul 1. Am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Avea posibilități, era înțelept, a vrut să ajungă la fericire. Dar iată că și aceasta este deșertăciune. Și enumeră câteva acțiuni pe care le-a întreprins în vederea obținerii fericirii. Versetul 4. Am făcut lucruri mari, mi-am zădit case, mi-am zădit vii, mi-am făcut grădini și levezi de pom și am zădit în ele tot felul de pom roditor, mi-am făcut iazuri ca să o dum brava unde cresc copaci. Am cumpărat rob și roabe, am avut copii de casă, am avut cirezi de boi, turme de oi, mai mult decât toți ce fusese înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări, mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea, tot ce mi-au poftit ochii, le-am dat. Adică n-a fost ceva ce Solomon să-și dorească să nu poată să aibă. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost partea, dar o parte mică. Asta pentru că, scrie el mai târziu, versetul 17, atunci am urât viața căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare, totul e deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare. Versetul 23, toate zilele omului sunt pline de durere și truda lui nu este
decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui și aceasta este o deșertăciune. Deci pe pământ fericirile sunt foarte mici. Asta pentru Solomon. Sunt alții care, spune Scriptura în carte Iov și noi știm asemenea realități, mor să fi, fără să fi văzut fericirea. Amintiți-vă de bietul Lazar. Bogatul a avut ceva fericire și a vrut ca și Solomon în fiecare zi să guste din ea. I s-a terminat și lui, dar bietul Lazar n-a văzut-o aici. A rămas fericirea pentru împlinire în viitor. Pentru că, vă citi în continuare, scrie Solomon, numai Dumnezeu dacă ne dă fericire, altfel nu putem obține. Versetul 24. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea, să-și veselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui, dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu, adică și aici pe pământ, cât este Dumnezeu permite. Dar acum ascultați, 3 cu 12 spune el. Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru oameni decât să se bucure și să trăiască bine în viața lor. Dar el mai face o declarație după aceea, arătând că a mânca, a bea, a avea familie sau cum credea el că este bine, o mulțime de femei și cum și oamenii cred în zilele noastre că fericirea stă în desmăț, spune el aici, citesc din capitolul 4, m-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie, ei sunt prada sălniciei asupritorul lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții care au murit mai înainte sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Deci atât de grozavă e fericirea din viață încât e mai bine dacă se termină, spunea el. Mai fericiți morții decât vii. Și acum mai declară ceva. Dar mai fericiți decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Deci în decepția lui a ajuns să spună, mai bine nici nu s-ar fi născut, mai bine ar fi gustat aparenta fericire de aici. Pentru că ceea ce a fost în timpul lui Solomon n-a fost decât o imagine a ceea ce Dumnezeu vrea să aducă în împărăția sa. După el, imperiul lui, regatul lui a intrat în declin, s-a dezbinat și când au început alte generații să guste nenorocirea, fericirea să fie tot mai puțină, chiar în raport cu Solomon, Dumnezeu a venit cu profeții referitoare la reașezarea lui Israel. Și în mod deosebit, profetul Isaia, Ezechiel și alți profeți, din nou aduc în actualitate o fericire undeva în viitor, ca oamenii să nu privească înapoi spre ceea ce pierduse Solomon. Pentru că Solomon a declarat că de fapt n-a găsit mare lucru. Vreau să citim din cartea lui Isaia să vedeți ceea ce a promis Dumnezeu. Și astea încă nu sunt împlinite. Nu degeaba ucenicii care le-au înțeles și ei, citim mai întâi Isaia capitolul 9, ziceau, Doamne, acum ai de gând să așezi împărăția. Ce împărăție? Aceea în care să fie fericire, bucurie, pe care o așteptau toți evrei. Isaia capitolul 9, versetele 6 și 7. Dar noi știm aici că e vorba de Domnul Hristos și împărăția Lui. Căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul Lui. Îl vor numi minunat, sfetnic, Dumnezeu tare, Părintele veșnicilor, Domn al păcii. Dar asta urmează. El va face ca domnia lui să crească și o pace fără sfârșit va da scaunul de domnia lui David și a împărăției lui și o va întări și o va sprijini prin judecată și neprihănire de acum și în veci de veci. Deci, fiul lui David, nu Solomon, ci Domnul Hristos, prin el avea să se instaureze, are să se instaureze această împărăție. Tot Isaia citim capitolul 30. Și evreii citeau aceste promisiuni, ei le așteptau aici. Pentru că erau ascunse lucrurile a unui cer nou și a unui pământ nou. 30 citim de la versetul 23. Atunci el va da ploaie peste sămânța pe care o vei pune în pământ și pâinea pe care o va da pământul va fi gustoasă și hrănitoare.
În același timp, turmele tale vor paște în pășuni întinse, boii și măgarii care are pământul vor mânca un nutreț sărat, vânturat cu lopata și cu ciurul. Pe orice munte înalt și pe orice deal înalt vor izvori râuri, curgeri de apă. În ziua marului măcel, când turnurile vor cădea. Că voia să spună, atunci când forța vrăjmașului va fi înfrântă, le-a promis lor niște agricultori de meserie, cum spuneau frații lui Iosif ajuns și în Egipt, va fi un câmp roditor, toate animalele vor duce bine, pomiși vor da roadele și oamenii sănătoși vor mânca tot ceea ce credeau ei că este un meniu bun, gustos. Tot din Isaia citim, întoarcem pagina, capitolul 32, de la versetul 17. Lucrarea neprihănirii va fi pacea, roada neprihănirii, odihna și liniștea pe vecie. Poporul meu va locui în locuința păcii, în case fără grijă și în adăposturi liniștite. Asta își doreau evreii, să nu mai fie atacați, să nu mai fie războiul la hotar. Să aibă case, gospodării roditoare, să se împlinească aceste promisiuni pe care le aveau din partea Domnului. Tot din Isaia citim capitolul 35, să vedeți cum este prezentată țara care urma să redevină o grădină a Edenului. Pustia și țara fără apă se vor bucura, pustietatea se va veseli și va înflori ca trandafirul. Se va acoperi cu flori și va sări de bucurie, cu cântece de veselie și strigă de biruință, căci se va da slava Libanului, strălucirea Carmelului și a Saronului. Vor vedea slava Domnului, măreția Dumnezeului nostru. Ce și-ar putea dori omul mai mult? Ce și-a dorit Solomon, nu? Livezi, flori, să fie fericire, pace. Și tot astea le promitea Dumnezeu. Capitolul 54, versetul 10, este o promisiune a fermității lui Dumnezeu cu privire la realizarea acestor binecuvântări. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile și se vor muta în Apocalipsa și apoi tot se va împlini, a zis Domnul, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Și mă opresc la un pasaj din Isaia 36, aici este un titlu, nu citesc, pentru că tot capitolul vorbește despre așa ceva. Așezarea din nou a lui Israel. Hai să citim ultimele două versete doar. Așa vorbește Dumnezeu, iată în ce privință mă voi lăsa înduplecat de casa lui Israel și iată ce voi face pentru ei, voi mulți pe oameni ca pe o turmă de oi. Cetățile dărâmate se vor umplea cu turme de oameni, ca turmele închinate Domnului, ca turmele care sunt aduse la Ierusalim în timpul sărbătorilor celor mari și vor ști că eu sunt Domnul. Și o mare parte din promisiunile Domnului prin Ezechiel, în timp ce evreii erau în robie, arătau spre o prosperitate deplină în viitor. Și asta își doreau evreii. În Noul Testament, cartea Apocalipsei completează această imagine. Citim din capitolul 22, de la versetul 1, să vedeți grădina, nu a lui Solomon, a fiului lui David, a Domnului Hristos, și mi-a arătat un râu ca apa vieții, limpede ca cristalul, care ieșea din tronul de Domnul Dumnezeu și al mielului. În mijlocul pieței cetății și pe cele două maluri ale râului era pomul vieții, rodind 12 feluri de rod și dând rod în fiecare lună, și frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor. Versetul 5, acolo nu va mai fi noapte, nu va mai avea trebuință nici de lampă, nici de lumina soarelui, pentru că Domnul Dumnezeu îi va lumina și vor împărăți în vecii vecilor. Și îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrenci de crezut și adevărate. Și Domnul Dumnezeu, Duhul prorocilor, care a vorbit prin Isaia și ceilalți, a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând, adică această împărăție ce urmează să vină. După ce v-am prezentat aceste imagini ale așteptării evreilor, puteam să mergem mai departe de la Avram, căruia i s-a promis o țară. Evreilor li s-a promis. Când au fost scoși din ea din nou, Dumnezeu și-a reiterat promisiunile sfinte. În Apocalipsa se încheie Cartea Sfântă cu
prezentarea acelei grădini binecuvântate. Acum înțelegem de ce evreii la intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim au strigat: binecuvântată este împărăția care vine? Și atunci s-a împlinit ce profeția Isaia. Iată, împăratul tău vine la tine, blând, smerit, călare pe o mânz, pe mânzul unei măgărițe. Ei credeau că atunci aceste promisiuni intră pe rol. Nici nu se gândeau la ce urma să se întâmple în zilele următoare. Imaginea despre Domnul Hristos a fost influențată de preoți, dar de fapt toate au fost rânduite de Dumnezeu, cum predica Petru, pentru ca Domnul Hristos să poată cu adevărat să aducă această împărăție a păcii și a fericirii. Ce au strigat evreii în ziua intrării în Ierusalim a fost puțin față de ceea ce vom striga noi, cum scrie în Apocalipsa: acum a venit împărăția. Când vom intra nu pe porțile Ierusalimului din jos, ci celui din sus, a Ierusalimului nou, atunci se va inaugura ceea ce evreii au crezut că se urma să se inaugureze atunci prin Mesia. Așa și l-au imaginat ei. Dumnezeu a pregătit mai mult decât și-au imaginat ei. Numai că trebuie să așteptăm după toate acestea, dar să le dorim și să sperăm din toată inima în împlinirea lor. Amin? Amintiți-vă de Elimelec și Naomi. N-au mai fost pâine în țara pâinii, au plecat în țara Moabului. A rămas doar Naomi cu nororile și când se despartă, femeia matură, Naomi, le-a zis: să dea Dumnezeu să găsiți o odihnă în casa unui bărbat, Rut 1:9. Rețineți expresia asta: o odihnă în casa unui bărbat, pentru că o femeie își dorește să fie ocrotită. La fel toată umanitatea. De altfel, chiar există această imagine a unei mirese, a unei femei, privind la poporul lui Dumnezeu. Urmează să ne găsim odihna în casa mirelui nostru drag, sub adăposturilor aripilor întinse a Domnului. Omul are nevoie de această odihnă. Până atunci suntem străini și călători, dar cu gândul la țara odihnei și a păcii. Să privim acum la trei caracteristici ale acestui regat al fericirii. În primul rând, vreau să observăm că orice coaliție între Dumnezeu și ființele rămase fidele Lui, îngerii și respectiv oamenii care devin credincioși. Deci între această tabără și tabăra diavolului și a ființelor răzvrătite se exclude. Prezența împreună ar dăuna fericirii. Binele și răul nu pot să coexiste. Amestecul lor e ca la matematică, plus cu minus dă minus. Nu se poate să obținem fericire câtă vreme admitem, acceptăm și binele și răul. Spunea Iotam într-o pildă, singurul supraviețuitor al măcelului din casa lui Gedeon, Cartea Judecător, capitolul 9, citesc de la versetul 8. Copacii au plecat să ungă un împărat să-l pună în fruntea lor și au zis: măslinul împărățește peste noi. Măslinul a spus: eu nu împărăsesc un de lemnul care ne aduce laudă din partea Dumnezeu și oamenilor să mă să domnesc peste copaci. Este o asociere nepotrivită care îmi dăunează. Și copacii fac altă propunere smochinului. Acesta nu își părăsește dulceața și rodul lui cel minunat pentru copaci. Fac altă propunere viței: vino tu și domnește peste noi. I-a propus și diavolul Domnului Iisus să domnească. Nu se poate. Să se ajungă la o împărăție de pace în acest amestec. Vița a refuzat și faci copacii o ultimă propunere. Spinului,
versetul 14, vino tu și împărățește peste noi. Și spinul a răspuns, dacă în adevăr vreți să mă ungiți ca împărat al vostru, veniți și adăpostiți-vă sub umbra mea. Cum imaginați-vă ce umbră au copacii la umbra unui spin. Cum se pot adăposti copacii sub un spin? Ei, cam așa e cu fericirea pe pământ, în combinația binului și a răului. Când copacul, cedrul, se chircește sub spin, să aibă ceva umbră. Pe pământ nu este adevărată umbră. Dumnezeu a pregătit fericire, dar pentru măslin, pentru smochin, pentru viță. Dumnezeu nu va ține în grădina sa. După cum spunea Botezătorul, securea și fost înfiptă la dăcina pomilor și orice pom care nu face roadă bună va fi tăiat. Căci în patria cerească, în mulțimea de noroade, Dumnezeu să strămute, să sădească, să-i primească numai pomii plini cu roade, iar la urmă pleava spinii și mlădițele uscate într-o margine a grădinii vor fi aruncați pe linii resturile lepădate. Așadar să ne dea Dumnezeu harul să rodim, să avem o natură bună. Amintiți-vă de prima comparație, imaginea împărăției lui Dumnezeu. Ce este împărăția lui Dumnezeu? O societate selectată. Pentru cei ce trec selecția este păstrată fericirea și binecuvântarea. Și vom vedea în lecția următoare, când vom privi spre împărăția lui Dumnezeu ca la un regat puternic, mare, care va cuceri totul și va anihila orice forță a răului. Spune Scriptura în Apocalipsa, capitolul 12, când cer s-a făcut un război, de la versetul 7 la 12. Și diavolul a trebuit să cedeze și a fost dat afară, Mihail și îngerii l-au învins. Și se mai dă ultima bătălie pe pământ. Pentru că diavolul pe cei de pe pământ îi păra zi și noapte și îi tăra în păcat. Când și aici va fi înfrânt, se va putea intra în starea de fericire și binecuvântare. Deci, iată în primul rând de ce încă nu am intrat în această stare binecuvântată de fericire, pentru că încă nu este înfrânt răul. Spune Scriptura, 1 Corinteni, capitolul 15, și cronologic vorbind, acestea sunt ultimele versete din toată profeția biblică. 1 Corinteni 15, versetul 24. În urmă va veni sfârșitul, când Domnul va da împărăția în mâinile lui Dumnezeu Tatăl, după ce va fi nimicit orice domnie, orice stăpânire și orice putere, căci trebuie chiar să împărățească până va pune pe toți vrăjmașii sub picioarele sale. Vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit, va fi moarte. Dumnezeu în adevăr a pus totul sub picioarele lui, dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile vor fi supuse, când nu va mai fi nimeni să tulbure odihna și să afecteze fericirea, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce i-a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Doamne, adu vremea aceea. Atunci nu va mai fi nicio rău și nicio vătămare, cum spunea profetul. Dar până atunci trebuie să rămânem în acest război sfânt până la o biruință deplină. O a doua caracteristică. Fericirea va fi o realizare prin absența totală a oricărui rău, a oricărei degradări și în mod special prin absența morții. Va lipsi răul cu desăvârșire. Pe de altă parte, binele va fi prezent într-o proporție nu doar majoritară, fiind absent răul, într-o proporție absolută și într-o dimensiune desăvârșită. Acolo toate dorințele vor fi împlinite de unul care are putere să instaureze fericirea mai mult decât gândim noi. Viața veșnică înseamnă împlinirea tuturor dorințelor. Frumoasă vreme va fi acolo. O beatitudine eternă. Eu am avut cândva un vis în care
se făcea că morții înviau, așa țâșneau din pământ ca fântânile arteziene. Și am zis, Doamne, nu ne iei și pe noi? Și am auzit versetul din Unii Tesaloniceni, nu vom lua înaintea celor adormiți. Și la un moment dat am început să ne înălțăm și noi și am ajuns ca pe un alt tărâm, cum spunem noi. Și ce mi-a rămas, au fost și alte amănunte, ce mi-a rămas din visul acesta era această stare de beatitudine, de fericire ce nu poate fi descrisă. Țin minte că m-am trezit și a fost doar un vis, nu o răpire. M-am culcat, m-am visat din nou că scriam visul, am adormit din nou după ce m-am mai trezit odată și dimineața mi se părea că sunt tot cufundat în această stare. Ce va fi în împărăția lui Dumnezeu? O împlinire pe care noi nu ne putem imagina. Aici pe pământ avem una, lipsește alta. Ne dorim să ne întâlnim cu rudenii, dar poate cineva tocmai atunci n-a putut să ajungă. Ne dorim un meniu, dar tocmai atunci prăjitura n-a ieșit bine. Vrem să ajungem undeva într-un concediu, tocmai atunci se strică vremea. Sau chiar dacă ar fi să ne bucurăm, pe când să ne bucurăm, nu mai putem că ne-am obosit. Sau ne încearcă vreo altă durere fizică sau vreo altă întristare. Spune Scriptura în Psalmul 49 despre oamenii de aici și apoi citim despre ceea ce Dumnezeu realizează dincolo. 49, versetul 18, să se tot creadă omul fericit în viață și să se tot laude cu bucuriile pe care și le face. Deci să fie real ce e aici. Dar în final, tot în locuința părinților lui va merge și nu va mai vedea lumina niciodată. Omul pus în cinste este ca dobitoacele, în cărul final este la tăiere. Dar pentru noi viitorul sună altfel, Isaia 25. Dragii mei, când sunteți necăjiți, citiți versete din astea. Și când sunteți tare fericiți, ca nu cumva să vă fie durerea prea mare când sună clopoțelul că e gata distracția. Isaia 25, citim de la versetul 7. Și pe muntele acestea înlătură măhrama care acoperă toate popoarele și învelitoarea care înfășoară toate neamurile. Nimicește moartea pe vecie, Domnul Dumnezeu șterge lacrimile de pe toate fețele și îndepărtează de pe tot pământul ocara poporului său, da, Domnul a vorbit. Versetul 6. Domnul oștirilor pregătește tuturor poporilor pe muntele acestea, deci după ce ne șterge lacrimi, un ospăț de bucate gustoase, un ospăț de vinuri vechi, de bucate miezoase, pline de măduvă, de vinuri vechi și limpezite. O descriere pe înțelesul lor acestei fericiri. Tot în Isaia rămânem capitolul 32, citim de la versetul 3. Ochii celor ce văd nu vor mai fi legați și urechile celor ce aud vor lua aminte. Versetul 8. Cel ales la suflet face planuri alese și stăruie în planurile lui alese. Aceste două versete evidențiază împlinirea în raport cu celelalte. Scrie aici în versetul 5, 6, despre nebun, versetul 7, despre Michel, versetul 9, despre femei fără grijă, nepăsătoare. Această diferență între unii care își vor vedea împlinite dorințele și alții care nu vor ajunge la împlinirea lor. Și vreau să trecem în Noul Testament la două citate din 1 Timotei, capitolul 1 și capitolul 6, unde Dumnezeu este descris ca fericit. Pentru că fericirea originează în el. 1 Timotei, capitolul 1, versetul 11. Potrivit cu Evanghelia, putem citi potrivit cu vestea bună, slavei fericitului Dumnezeu. Poate ne gândim la Dumnezeu că e mare, că e plin de dragoste, hai de data asta ne gândim că Dumnezeu e fericit. 1 Timotei, capitolul 6, versetul
14, să păzești porunca fără prihană până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și Domnul Domnilor, singurul care are nemurirea. Nemurirea e normal că e legată de fericire, după cum moartea e legată de nefericire, de durere, de tristeare. Atunci va fi cu adevărat bucurie, slăvit să fie Domnul. Total absența răului, desăvârșită prezență a binelui, a fericirii. Și o a treia caracteristică, schimbarea statutului nostru din condițiile actuale de viață, cu durere și multă suferință cât ascunde istoria, în fericire, va face ca bucuria să fie cu atât mai mare. Evreii au fost îngăduiți de Dumnezeu în durere, pentru că apoi trecerea la fericire să fie gustată pe deplin. Cine are dureri permanente, când un calmant îi oprește durerea, așa ușurat răsuflă. Un flământ, dar flământ nu așa doar de dimineața până la amiază, de zile sau setea, și să-i dai apă, ce gustare! E mai bun decât sucul pe care îl bem noi și schimbăm, să vedem dacă nu cum în altă sticlă e mai bun. Pentru că a avea după ce n-ai avut, îți dă o împlinire cu atât mai mare. Așa va fi fericirea care ne așteaptă. Cred că o vom gusta mai mult decât îngerii, care n-au avut parte de durerile și problemele noastre pământești. Vreau să vă citesc din cartea profetului Isaia, capitolul 61, apoi din 65 și 66, pentru a observa această diferență care va face ca bucuria să fie mai mare. Citim de la versetul 1. Duhul Domnului este peste mine pentru că m-a uns să aduc vești bune celor nenorociți, care chiar că le doresc să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestez robilor slobozenia, prinșilor de război izbăvirea, să mânghi pe cei întristați, să dau celor întristați o corună împărătească, în loc de ceruș, în loc de lemn de bucurie, în locul plânsului, o haină de laudă, în locul unui duh mâhnit. Iată diferența. Capitolul 65 de la versetul 16. Așa că cine se va binecuvânta în țară, se va binecuvânta în Domnul, Dumnezeul adevărului, și cine va jura în țară va jura pe Dumnezeu adevărului, căci vechile suferințe vor fi uitate, vor fi ascunse de ochii mei. 18. Vă veți bucura, vă veți veseli pe vecie pentru ceea ce voi face, căci voi preface Ierusalimul în veselie. Asta din durere, evident. De aceea spune Scriptura, nu se vor mai auzi nici glasul plânsului, nici glasul țipetelor, pentru că se va face trecerea de la durere la fericire. 66:10. Bucurați-vă împreună cu Ierusalimul și veseliți-vă cu el toți cei ce îl iubiți. Împărțiți și bucuria cu el acum toți cei ce l-ați plâns, ca să fiți săturați, bând laptele mânghierilor și să vă desfătați în totul de plinătatea slavei lui. Să știți că cine a suferit pe pământ va avea în cer o bucurie mai mare. Da? Că Dumnezeu nu-i nedrept să uite ostenirile noastre. Spunea Domnul, ferici de cei prigoniți, ferici de cei ce plâng, fericii și ce vor fi ocărâți. Când punem problema așa, ne vine să spunem, Doamne, fă-ne și nouă o porție aici, ca să avem parte de cealaltă dincolo. Pentru că Dumnezeu va schimba întristarea în bucurie. Și drept dovada faptului că așa va fi, putem să amintim din Cartea Sfântă că Dumnezeu când ne cheamă la mântuire ne umple de bucurie, așa-i? Isaia 35:10. Cei ce se vor întoarce spre Sion vor fi cu cântări de bucurie. Veselia și bucuria îi va apuca, iar durerea și gemetele vor fugi. Pentru cei care sunt în drum spre Rai deja miroase a bucurie. O întrezărim. Spune Scriptura în Luca 15, la pilda găsirii, a învierii,
celor pierduți, morți, trebuia să ne bucurăm și să ne veselim, pentru că a fost mort și a înviat. Nu s-a bucurat cel rămas acasă la ogor ca și cel ce fusese pierdut, pentru că în cazul lui fericirea a fost cu atât mai mare. Spune Scriptura în Psalmul 4, aici avem o imagine a diferenței dintre fericirea celor din afară și a noastră, dar nu numai, despre bucuria și fericirea ce ne așteaptă. Psalmul 4 cu 6, mulți zic, cine ne va arăta fericirea? Eu zic, fă să răsară peste noi lumina feței tale, Doamne, că fața Domnului va face fericirea. Fericitul Dumnezeu, prin privirea sa, ne va înviora și pe noi. Dar chiar și aici, spunea el, tu îmi dai mai multă bucurie în inima mea decât au ei când li se mulțește rodul grâului și al vinului, eu mă culc și adorm în pace, căci numai tu, Doamne, îmi dai liniște deplină în locuința mea. Noi așteptăm revenirea Domnului Hristos și când deja suntem mântuiți și lucrările sfinte, o vindecare, o minune care Domnul face, toate astea anticipează fericirea, bucurie. Când suntem vindecați, nu suntem vindecați să nu mai murim, suntem vindecați că să știm că odată vom avea de-a face cu un trup perfect sănătos. Când suntem bucuroși când ni se vorbește despre cer, e doar o imagine să știm că în cer va fi numai bucurie. Când suntem fericiți în casa Domnului și plini de uimire, vedem lucrările lui Dumnezeu, acestea sunt doar o imagine. Sunt o dovadă a faptului că Dumnezeu aduce această stare de fericire eternă, slăvit să fie Domnul. Amin. Încheiem cu două mențiuni. Prima, pacea și fericirea în împărăția lui Dumnezeu vor fi date de prezența divină. Cineva s-a dus să viziteze un bolnav pe moarte și a zis, din ce psalm sau din ce parte a Scripturii să-și citesc? Și l-a zis, citește-mi Ioan 14, unde Domnul promite că se întoarce după noi și că după ce ne duce la Tatăl, vom fi împreună. Și zicea muribundul, nu cred că pot să fie versete mai frumoase ca astea, pentru că în cer cea mai mare fericire va fi dată de prezența Domnului și a noastră împreună. Ioan 17:3 și viața veșnică este aceasta, să te cunoască. Dar cum îl vom cunoaște noi pe Domnul? Stând împreună cu El. Cum ne cunoaștem noi aici? Stând în comuniune, viețuind împreună. Așadar, fericitul Dumnezeu va face fericite toate ființele din jurul Lui. Ne dorim să fim împreună cu Domnul. Amin? Și aici când ești cu Domnul, ai fericire. Dar aici încă lucrurile sunt amestecate, răul nu e anihilat. Moartea încă nu și-a spus ultimul cuvânt, durerile încă sunt prezente. O a doua mențiune și ultima, pacea și fericirea sunt efectele binecuvântării și absența lor este efectul blestemului. Ori binecuvântarea vine de la Domnul. Dar prin binecuvântare noi intrăm în aceste haruri. Dumnezeu spunea în plângerea Ieremia că și-a luat pacea și fericirea de la ei, 3:17. Dar noi când aducem copiii prima dată în casa Domnului, le facem urarea din număr 6:22-23. Așa să binecuvântați pe copilul Israel și să le ziceți. Domnul să te binecuvânteze, să te păzească, să înalță fața peste tine, să te îndure de tine, să-ți dea pacea. Asta e binecuvântare. Deuteronom 28, asta e binecuvântare. Când avem aici pace și fericire, face parte din binecuvântarea Domnului. În cer, binecuvântarea va fi deplină, pentru că spunea Domnul Hristos, Matei 25, se va spune, veniți binecuvântaților și intrați în moștenire. Așa că în final, vorbind despre pace și fericire, nu rămâne decât să vă spun Domnul să vă binecuvinteze. Merită să ne salutăm așa. Asta înseamnă să-ți dea Dumnezeu pace și fericire, ce-o promis-o. Acesta e pachetul de binecuvântare. Absența lor înseamnă blestem, prezența lor deplină binecuvântare. Deplină, absolut deplină în împărăția Domnului. De aceea zicem, vino Doamne Iisuse, amin.